Acum de la Sibiu e numărul 9 acolo, Hardău. Minge bună pentru Hardău. Oh, ce ratare! Hardău a trimis această minge, era singur cu vât, că a ieșit bine și portarul medieșenilor, însă mingea lui Hardău a trecut pe lângă poarta lui Cosmin Vâtcă. Vâtcă se ridică în cele din urmă și poate continua acest joc. Acum Zaharia. Înapoi pentru Trutovaci. În centru primește acum Marcovici. Minge lungă a fost pentru Ionuț Bozian. Iată faza de atac a celor de la media și a ieșit însă foarte bine Iuli Popa și a recuperat. Trimite în dreapta pentru Eugen Beza, o nouă fază de atac bună pentru CSU Voința Sibiu. Minge pentru Daniel Tătar. Recentrează, vine acolo Doru Buican. Gol! Doru Buican înscrie, iată, pe stadionul municipal și deschide scorul în această partidă. Așadar, Gazmetan Mediaș se vede condusă, putem spune, pe teren propriu, pentru că în acest început de campionat Gazmetan Mediaș a evoluat pe stadionul municipal din Sibiu. Așadar, Doru Buican în minutul 34 anunță și crainicul stadionului, deschide scorul și iată CSU Voința Sibiu conduce pe Gazmetan Mediaș cu 1-0. Bozeșan a trecut de Eugen Beza, trece și de Tătar. Bozeșan parsă printre, fază periculoasă și golul devine 1-1 în această fază. Vede și Eugen Beza cartonaș galben. Da, 1-1 așadar în această întâlnire. Iată, Gazmetan a reușit să egaleze. Marcovici, ultimele minute așadar, cu tot cu prelungiri din această repriză secundă a întâlnirii dintre Gazmetan și CSU Voința Sibiu. A căzut în duel cu Silvășan, unul dintre jucătorii Voinței, însă nu mai contează pentru că arbitrul central pune punct final primelor 90 de minute. Așadar, urmează prelungire aici pe stadionul municipal. După 90 de minute, CSU Voința Sibiu și Gazmetan Mediaș la egalitate, 1-1. Rămâneți cu noi, luăm o scurtă pauză și revenim cu reprizele de prelungiri. Bozeșan acum pentru Zaharia, lângă el Claudiu Bunea. Zaharia rămâne la balon. Se nevoit să se întoarcă, Zaharia trimite acum la centrul terenului pentru Kubala. Mai departe pentru Marcovici, din prima a încercat pentru Ionuț Buzian. Acum degajarea lui Măjer într-o zonă bună, opa, a fost fault acolo și cartonaș ar trebui. Radu Neguț s-a reluat repede această fază, Eugen Beza, gol! Gol, 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 CSU Voința Sibiu, foarte inteligent au jucat această fază fotbaliștii lui Alex Pelici. Radu Neguț speculează această greșeală, l-are în stânga pe Măjer. Trimite pentru Măjer, ajută Iuli Popa, minge pentru Iuli Popa, 3-1, Iuli Popa majorează scorul. Așadar, 3-1. Ce meci ne-au oferit jucătorii lui Alex Pelici. Zăvoi degajează lung această minge până la jumătatea terenului. În aut, Zaharia pentru Dudiță, se cere de la margine pentru Voința să iasă. Într-adevăr, e bine să stea la ceva distanță de propria poartă. Silvășan, fază periculoasă, acum Del Campo, Dudiță. Reușesc să blocheze jucătorii Voinței. Iuli Popa, Măjer învăluie și primește. Sprinta lui Măjer se oprește acum și a fost deposedat de Del Campo. Claudiu Bunea va repune acest balon de la margine.
O face pentru Radu Neguț în poziție bună. Reprimește Bunea. A trecut frumos Iuli Popa printre picioarele minge. A trecut-o printre picioarele lui Doru. Șut! Ai, ce bine a șutat Iuli Popa. A reținut însă portarul medieșenilor. Și iată-l acum pe Alin Lițu în atac. Îl are lângă el pe Marcovici. Marcovici a devenit atacant în aceste ultime minute. Atacă Eugen Băza acum pentru Tătar. Tătar intră în centru. A pierdut această minge jucătorul Voinței. Trebuie să se reașeze fotbaliștii lui Alex Pelici. Minge lungă, iese Zevoi și reține în fața lui Marcovici. Exact ce spuneam, vârf de atac e Marcovici în aceste minute. Interesante reacțiile după această partidă. Mediașul a început cumva cu mai multe rezerve această întâlnire cu CSU Voința Sibiu. Probabil că nici antrenorul Pustai nu se aștepta la un meci așa de greu împotriva unei divizionare B. Toru Dudiță acum recuperează în Sibiul Nicolae Grigore, Iuli Popa. Și ar așeza Alex Pelic jucătorii ca piesele de șah, dacă ar putea. Din păcate acest lucru nu este posibil. Fază periculoasă pentru Voința. Daniel Tătar îl are lângă el pe Burlacu. Daniel Tătar intră în centru, șutează. A fost cam hands, însă a fost cam aproape jucătorul mediașului. Claudiu Bunea lasă balonul în afara terenului de joc și out de margine. Radu Neguț se cere să ține de balon și asta face Radu Neguț, aproape de a obține out-ul. Doru Dudiță pentru Kubala, ies din nou medieșenii la joc. Minge pentru Silvășan, lângă el Nicolae Grigore, un jucător cu cel puțin tot atâta experiență. Marcovici, excelent, intervine Zăvoi la această minge. Marcovici a reluat cu capul din 6 metri providențiale. A fost intervenția lui Marius Zăvoi, un reflex de zile mari pentru portarul Voinței. Păstrează acesta scorul de 3-1. Rămân însă medieșenii periculoși, au lovitură de la colțul terenului, vine centrarea. Iese Zăvoi și reține. Una dintre cele mai bune partide a făcut Zăvoi în această întâlnire cu Gazmetan. Multe intervenții la limită și fluier final al întâlnirii, Mediașul eliminată. CSU Voința Sibiu merge mai departe în Cupa României. Vă reamintesc că acest meci a fost pentru 16-mile Cupei României. Au marcat pentru CSU Voința Sibiu Doru Buican, Eugen Beza și Iulian Popa. Doamnelor, domnilor, sunt Cosmin Blioca, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept săptămâna viitoare cu un nou meci. Până atunci însă, rămâneți cu bine, să aveți o săptămână excelentă. La revedere!